Știți, alții nu. Eu din 2011 am început o misiune în Uganda, în Africa. Sunt susținut în această misiune de către 35 de biserici cu care colaborez în această misiune. Lucrez cu Radio Voce Evanghelie din Suceava. Acolo în Uganda, în Africa, prin Harul Domnului, în 2012, am deschis un post de radio creștin. Acest post de radio creștin transmite în 4 țări din Africa pe 102,6 FM. Îmi place mie să spun, ori de câte ori am această ocazie, din toată inima, un aleluia lui Dumnezeu. Amen. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu se vestește în Africa pe 102,6 FM. Dragilor, am încercat să mă duc și am fost prin junglă, prin sate, am fost prin diferite locuri ca să propovădim Evanghelia. Este imposibil. Dar un radioul mic pe care eu l-am lăsat acolo și echipa cu care am fost până prezent, am dus peste 5.000 de aparate de radio. Acela este o Biblie lăsată într-o comună, într-un sat, într-un cătun, într-o junglă. Aș vrea să vă spun că am fost în două triburi în care niciodată nu s-a vorbit despre numele Domnului Iisus Hristos. Când m-au întrebat cum mă cheamă, le-am spus numele meu și mai apoi le-am întrebat dacă au auzit despre Domnul Iisus Hristos. Și i-au spus că nu. Anul trecut, în luna lui mai, s-a încheiat un legământ. 40 de oameni au intrat în apa botezului, oameni din tribul Batua, și-au mărturisit credință Domnului Iisus Hristos. Ia să stau acolo o biserică și laudă pe Domnul Iisus Hristos, slăvesc pe Tatăl nostru. De asemenea, acum, în marți, am venit săptămâna trecută, am venit de acolo din Africa, am mers într-un alt trib, tribul Cetebe, undeva la 2500 de metri altitudine, am găsit o comunitate de oameni, acolo sunt peste 60 de familii. Pentru prima dată le-am spus că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul nostru. Și-au exprimat dorința de a-L cunoaște pe Fiul lui Dumnezeu, Cel care ne vindecă, Cel care ne dă un viitor și o nădejde. Frați și surori, oameni buni din Cavnic, dacă oameni care trăiesc prin păduri, își doresc ca să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos, oameni care media de viață este la 40 de ani, din 10 copii le rămân 3 în viață, lângă coliba lor sărăcăcioasă, acolo fac o groapă și își aruncă copiii. Frați și surori, dragi prieteni, oamenii aceștia nu mănâncă nimic cu zilele, numai ceea ce găsesc acolo în pădure. Oare noi, pentru că suntem așa de binecuvântați, pentru că în această seară stăm într-o casă în care există căldură și aer condiționat, oare nu merită Dumnezeul nostru să-L glorificăm? Amin. Oare nu merită în această seară Dumnezeul nostru să spunem, Doamne, vrem să Te cunoaștem? Amin. A spus Iov, Doamne, chiar dacă mi se va nimici pielea, chiar dacă mi se va nimici carnea, eu știu că răscumpărătorul meu este viu. Amin. Și se va arăta la urmă pe pământ. Amin. Oameni buni din Cavnic, știți dumneavoastră, s-ați uitat că răscumpărătorul nostru este viu? Mărit să-i fie numele Lui. Amin. Este numele Lui, este Iisus Hristos. Amin. El se va arăta la urmă pe pământ și va duce mireasa Lui să fie pentru totdeauna împreună cu El. Aleluia lui Dumnezeu! Amin. Dragi frați și surori, dragi prieteni, toată încrederea noastră s-o punem în Cel ce poate să dea viață. Amin. Numele Lui este Iisus Hristos. Aleluia lui Dumnezeu! Amin. Într-o situație dificilă s-a găsit într-o zi Samson. Cuvântul Domnului arată în Judecători, capitolul 15, cu versetul 18, fiindu-i foarte sete, a strigat către Domnul. Dragilor, Samson a venit o zi în viața lui în care i-a fost foarte sete. Eu cred că dumneavoastră în această seară sunteți în locul acesta pentru că sunteți foarte însetați. Doriți ca Dumnezeu să vă vorbească. Doriți să auziți vocea Domnului Iisus Hristos în această seară. Doriți să auziți vocea Duhului Sfânt în această seară. Cred că sunteți la intersecție de drumuri. Cred că sunteți prin valea plângerii. Aveți nevoie de un cuvânt din partea Domnului. Aveți nevoie ca cineva să vă potolească setea sufletului dumneavoastră. Poate că aveți multe conturi în bancă. Poate aveți o mașină frumoasă, o casă frumoasă. Dar vă întreb, setea sufletului dumneavoastră, oare cine poate să o stâmpere? Singurul care poate este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Aleluia lui Dumnezeu!
fiindu-i foarte sete lui Samson, el a știut să strige către Domnul. Eu cred că noi toți care suntem în această seară, în locul acesta, am venit aici să strigăm către Domnul. Doamne, suntem însetați! Am venit din Cavnic, am venit din Baia Mare, am venit din alte părți. Doamne, vrem să ne rugăm înaintea Ta, vrem să ne vorbești, vrem să ne potolești setea sufletului nostru. Și copiii noștri care sunt în altă parte și vecinii noștri care n-au vrut să vină cu noi, Doamne, stâmpără și lor setea sufletului lor prin cuvântul Tău, prin puterea cuvântului Tău. Și zic aceasta din toată inima. Amin. Domnul să lucreze.